Puiul. Adaptare după Ioan Alexandru Brătescu Voinești. Într-o primăvară, o prepeliță, aproape moartă de oboseală, că venea de departe, tocmai din Africa, s-a lăsat din zbor într-un lan verde de grâu la marginea unui lăstar. După ce s-a odihnit vreo câteva zile, și-a făcut un cuib, pe urmă a ouat 7 ouă mici ca niște cofeturi și a început să le clocească. După 3 săptămâni, i-au ieșit niște pui drăguți, parcă erau 7 gogoși de mătase. Și-au început să umble prin grâu după mâncare. Prepelița prindea câte o furnică, ori câte o lăcustă, le ofărămița în bucățele mici și ei, pic, 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 cu cioculețele lor, o mâncau numai decât. Și erau frumoși, cuminți și ascultători. Și când îi striga pit-palac, repede veneau lângă ea. Prin iunie au venit țăranii să secere grâul. Puiul cel mare n-a alergat repede la chemarea mamei, și cum nu știa să zboare, haț, l-a prins un flăcău sub căciulă. Lasă-l jos, măi mărine, că e păcat de el, moare. Nu-l vezi că de-abia e cât luleaua? Când s-a văzut scăpat, a alergat speriat la prepeliță. Vezi ceva să zică să nu mă asculți? Să nu ieși niciodată din vorba mea, că poți să pățești și mai rău. Încet, încet, puful de pe ei s-a schimbat în fulgi și în pene și cu ajutorul mamei lor au început să zboare. Mama lor îi așeza la rând și întreba: gata? 1, 2, 3? Și când zicea 3, frrrr, zburau cu toții de la marginea lăstarului. Într-o după-amiază, pe la sfârșitul lui august, aud o căruță venind și oprind în drumeagul din marginea lăstarului. Au ridicat toți în sus capetele și ascultau. Nero, înapoi! Puii n-au priceput, dar mama lor, care înțelesese că e un vânător, a rămas încremenită. Eu o să zbor, voi să rămâneți nemișcați. Care zboară e pierdut, ați înțeles? Puii au clipit din ochi că au înțeles și au rămas așteptând în tăcere. Se auzea fâșiit unui câine care alerga prin miriște. Fâșiitul se apropie. Uite câinele! A rămas împietrit cu o labă în sus, cu ochii țintă înspre ei. Nu vă mișcați, le șoptește prepelița și se strecoară binișor mai departe. Câinele pășește încet după ea. Se apropie grăbit și vânătorul. După câteva clipe, prepelița zboară ras cu pământul, la 2 pași de botul câinelui, care o urmărește. Când socotește ea că e în afară de bătaia puștii, zboară repede spre lăstar. În vremea asta, puiul cel mai mare, în loc să stea nemișcat ca frații lui, zboară. Vânătorul îi aude pârâitul zborului, se întoarce și trage. Ceilalți pui nu s-au mișcat, ascultau în tăcere. Când s-a înoptat, au auzit deslușit glasul mamei lor, care îi chema: pit-palac, pit-palac! Repede au zburat înspre ea. Ea i-a numărat. Unde e nenea? Nu știm, a zburat. Când l-a găsit, când i-a văzut aripa ruptă, a înțeles că era pierdut, dar și-a ascuns durerea. Noaptea,
Când ceilalți dormeau sub aripa mamei, el o întreba cu spaimă. Mamă, nu e așa că o să mă fac bine? Da, mamă. Și a trecut vara. Au venit țăranii cu plugurile și au arat miriștea. Atunci s-au mutat în niște pârloage la marginea lăstarului. În inima bietei prepelițe era o luptă sfâșietoare. Suflarea dușmănoasă a crivățului a hotărât-o. Decât să-i moară toți puii, mai bine numai unul. Și a zburat cu puii zdraveni. Nu mă lăsați! Nu mă lăsați! A încercat să se târască după ei, dar n-a putut. Și a rămas în loc, urmărindu-i cu ochii până au dispărut în zarea dinspre miază zi. Peste 3 zile, toată preajma era îmbrăcată în haina albă și rece a iernii. Prin mintea lui fulgeră crâmpeie de vedenii, miriște, aripa caldă a mamei, se clătină și pică mort.